Data de 25 octombrie a fost instituită ca zi de sărbătoare pentru militari în anul 1959, după retragerea trupelor sovietice de ocupație, când prin decretul numărul 381 a fost declarată Ziua Forțelor Armate, așa cum s-a numit inițial. A fost aleasă această dată deoarece la 25 octombrie 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, militarii români au eliberat de sub ocupație și administrație străină ultima localitate din nord-vestul Transilvaniei, respectiv orașul Carei. Au trecut de atunci 80 de ani. Bătălia de la Carei din 25 octombrie 1944 este simbol al reîntregirii neamului românesc, dată care a devenit oficial în 1959 Ziua Forțelor Armate, redenumită mai târziu Ziua Armatei României. În conformitate cu prevederile articolului 21 din legea 75 din 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice și a prevederilor articolului 19 din legea 215 din 2016 privind ceremoniile oficiale, toți participanții la ceremonia militară trebuie să acorde respectul cuvenit și să aibă un comportament demn. Pe durata intonării imnului național al României și al defilării drapelului de luptă, asistența va sta în picioare. Bărbații îmbrăcați în ținută civilă se vor descoperi și vor duce mâna dreaptă la piept, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare. Pe timpul desfășurării activității, vă rugăm să treceți telefoanele mobile pe modul silențios. Stimați invitați, sosește comandantul garnizoanei Focșani, domnul general de brigadă Daniel Condruz și primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Detașament drept, pentru noi înainte, prezentat, arm! Se intonează imnul național al României. Hristoase, Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. Înaintea slavei tale căzând astăzi cu frică și cu cutremur, aducem rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile ce le-ai revărsat asupra poporului român și asupra armatei noastre. Și ca pe stăpânul, binefăcătorul, te slăvim, te cântăm, te lăudăm și iarăși, căzând înaintea ta, aducem această rugăciune de mulțumire, rugându-ne cu umilință nemăsurată milostivirii tale și precum ai binevoit și ai ascultat rugăciunea eroilor, ostașilor, părinților și fraților noștri care au căzut pe câmpurile de bătălie acum 80 de ani și mai bine și i-ai învrenicit a li se împlini cerurile. Așa te rugăm, Doamne, și pe noi robii tăi, care îi pomenim astăzi, învrenicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea către tine, în dragostea către țară și către aproapele și în toate faptele cele bune. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, luminează-i și învață cu adevărul Tău.
revarsă asupra păstoriților, păstorilor sufletești, Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților Apostoli când i-ai trimis la propăduire. Însuflă ostașilor țării noastre bărbăția și vitejia către Dumnezeu, al dragostei către Dumnezeu, către aproapele, către țară, iar pe noi, cei prezenți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Te rugăm, Doamne, să pomenești în împărăția Ta pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, dar și pe cei care au murit în lagăre, în închisori, pentru demnitatea patriei, a credinței strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea sau demnitatea noastră. Auzi-ne pre noi, precum ai auzit cu milă rugăciunea părinților noștri, când chemau în necazuri și nenorociri ajutorul Tău asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău. Și ne vrencește totdeauna mulțumire să-Ți aducem cele prea bune să cântăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Suntem deosebit de onorați și dați-mi voie să vă mulțumesc în numele tuturor camarazilor prezenți la ceremonia astăzi pentru faptul că sunteți alături de noi la acest aniversar. 25 octombrie, dată la care aniversăm Ziua Armatei României, reprezintă un reper cu o semnificație deosebită în conștiința poporului român. Astăzi se împlinesc 80 de ani de când Armata Română a reușit, prin faptele de vitejie ale tuturor eroilor neamului românesc, să elibereze de sub ocupația hitleristo-hortistă ultima brazdă de pământ din teritoriul țării. Memoria vie a celor vremuri de glorie sunt bravii veterani de război, cei care au participat la cele mai importante lupte ale Armatei României din timpul celui de-al doilea război mondial. Păuliș, Oarba de Mureș și Carei sunt doar câteva dintre momentele retrăite cu emoții, cu emoție de puțini rămași în viață veteranii de război. De aceea, în fiecare an, îi vizităm și dați-mi voie să vă mulțumesc, să mulțumesc încă o dată pe această cale autorităților publice locale și județene pentru că ne-au însoțit pe timpul acestor vizite în acest an. Spuneam că îi vizităm în fiecare an pentru a ne evoca din momentele grele de mare cumpănă prin care au trecut pentru a-și îndeplini misiunea sacră, aceea de a-și elibera țara de sub ocupație străină. Noi, generațiile de astăzi, avem datoria morală de a rememora faptele lor de vitejie și de a aduce un pios omagiu celor care s-au jertfit pentru patrie și pentru poporul român. Tot astăzi, 25 octombrie, aducem un gând pios de recunoștință militarilor care au plătit cu viața pentru a apăra interesele naționale departe de hotarele țării, în teatrele de operații, în misiuni sub egida Organizației Națiunilor Unite, a Organizației Atlanticului de Nord și a Uniunii Europene. De aceea, vă adresez rugămintea tuturor să ținem un moment de reculegere în memoria tuturor eroilor neamului român. Detașament drept! Sărbătoarea Armatei este totodată un prilej pentru a aduce în atenția societății valorile instituției apărării naționale și voința militarilor de a pune patria mai presus de orice interes. Armata Română își reafirmă devotamentul față de România și poporul român.
Menținerea stabilității regionale și globale în acest prezent frământat de foarte multe provocări este un obiectiv pe care îl avem permanent în atenție alături de partenerii și aliații noștri. De aceea, în fiecare zi, militarii români sunt angrenați în sarcini și activități care servesc îndeplinirii acestei misiuni. Armata română a fost și va rămâne un pilon al societății, instituție care se bucură în mod constant de încrederea populației. Profesionalism, responsabilitate, onoare, curaj și dăruire, acesta este profilul militarilor armatei române, confirmat și de aprecierile primite în mod constant de la partenerii și aliații internaționali. Pentru toate aceste lucruri, astăzi, poporul român își omagiază armata și faptele ei de arme din trecutul mai depărtat și mai apropiat, pe toți cei care astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorii. Dragi camarazi din garnizoana Focșani, de ziua noastră, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele meu și al comandanților noștri ierarhici pentru modul exemplar în care vă îndepliniți misiunile încredințate și vă doresc sănătate, putere, succese profesionale și împliniri în plan personal. La mulți ani Armatei României, la mulți ani tuturor militarilor activi în rezervă și în retragere, glorie eternă neamului românesc. Vă mulțumesc! Adresăm invitația de a lua cuvântul prefectului județului Vrancea, domnul Marius Eusebiu Iorga. Doamnelor și domnilor parlamentari, domnule general de brigadă, domnilor comandanți și reprezentanți a instituțiilor de apărare, ordine și siguranță publică, dragi militari, domnule Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea, domnule Cristi Miseilă, primarul municipiului Focșani, doamnă și domnule subprefect, domnilor și doamnelor consilieri județeni, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimată și onorată asistență, astăzi, de ziua Armatei Române, ne plecăm cu respect în fața celor care servesc țara cu onoare și devotament. Le suntem recunoscători celor care au ales drumul sacrificiilor, al dăruirii, apărându-ne libertatea și siguranța. În spatele fiecărui militar se află o poveste de curaj, o poveste de loialitate și de dăruire față de țară. Fie că se află pe câmpul de luptă, în misiuni de menținere a păcii sau în situații de urgență, militarii noștri rămân o sursă de inspirație și mândrie națională. Mulțumim fiecăruia în parte pentru dedicare, pentru sacrificiile făcute și pentru puterea de a apăra moștenirea lăsată de înaintașii noștri, dar și de a proteja tot ce iubim. La mulți ani Armatei Române și tuturor celor care o reprezintă cu atâta onoare și demnitate. Dumnezeu să binecuvinteze Armata Română. Doamne ajută! Adresăm invitația de a lua cuvântul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici. Bravi eroi militari, de astăzi și de mâine, mă înclin în fața dumneavoastră ca de fiecare dată, cu onoare, admirație și inspirație în același timp, pentru tot ceea ce reprezentați, atât ca moștenire, dar și ca prestanță și devotament și, așa cum spunea și domnul general, rezultate actuale și sunt convins că și viitoare. Pentru mine sunteți alături de celelalte simboluri fundamentale
ale poporului român, un simbol care nu va putea fi șters vreodată din memoria și inima mea. Și fără doar și poate, și ca om, și ca reprezentant al unei entități, voi fi un partener și un sprijin necondiționat și nelimitat în tot ceea ce aveți ca misiune de îndeplinit pentru acest neam și pentru această țară. Să vă dea Dumnezeu, în primul rând, sănătate, vremuri liniștite și mulți ani în pace, iar pentru asta, cine nu înțelege, înseamnă eforturi deosebite, nu doar materiale, ci mai ales umane, pentru a menține pacea. Să aveți putere în continuare de rezistență și sacrificiu și să duceți moștenirea care, cu onoare și demnitate, o purtați în fiecare zi în piept, atât pe interior cât și pe exterior, mai departe, să o faceți mai frumoasă și să o faceți și mai puternică și viitoarele noastre generații să-și aducă parțial sau într-o măsură poate mai mică decât ne aducem noi aminte de sacrificiile cu sânge făcute de înaintașii noștri. La mulți ani binecuvântați cu pace și să vă dea Dumnezeu tot ceea ce este mai bun pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Adresăm invitația de a lua cuvântul primarului municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Domnule general de brigadă, domnilor ofițeri, domnilor comandanți ai unităților Ministerului Afacerilor de Interne, dragi soldați, dragi militari, domnule președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnule prefect, domnilor subprefecți, doamnelor și domnilor consilieri județeni și municipali, preacucernice părinte, dragi focșăneni, 25 octombrie reprezintă, alături de celelalte sărbători cu specific militar, un moment aniversar la care participă nu doar cei care poartă uniformă militară, ci întreaga societate civilă din România. Iar acest lucru se întâmplă mai ales datorită respectului de care se bucură armata țării din partea românilor. Și nici nu ar putea fi altfel, de vreme ce cu toții suntem conștienți că tot ceea ce avem acum și tot ceea ce reprezintă astăzi România se datorează lor, ostașilor care și-au pus viața în slujba acestei țări. De-a lungul timpului, oastea țării a fost brațul armat al națiunii și pavăză împotriva provocărilor istoriei din cele mai multe ori brutale și sângeroase. Armata a fost și continuă să fie unul din pilonii de bază ai statului și societății noastre. Misiunea ei sfântă fiind aceeași, apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României. Ziua Armatei României este o dată cu valoare de simbol, nu doar pentru cei care au îmbrăcat sau îmbracă haina militară, ci și pentru întregul popor român. În această zi, acum 80 de ani, ostașii noștri eliberau și ultima bucată de pământ românesc de sub ocupația străină. 25 octombrie devenind câțiva ani mai târziu, data la care sunt cestite curajul și faptele de vitejie ale celor care au luptat pentru țară și popor până la ultima picătură de sânge. Astăzi, militarii români continuă să-și facă datoria în poligoanele și câmpurile de aplicații din țară și dincolo de granițe, ori ca observatori ONU, în diferite colțuri ale lumii. În toate aceste misiuni internaționale, ei reprezintă țara cu demnitate și profesionalism, câștigând respectul partenerilor străini care au dat doar cuvinte de laudă despre soldații noștri. Iar când în lume vedem că sunt în desfășurare conflicte armate sângeroase, realizăm cu toții cât de important este să avem o armată modernă și bine pregătită. Este celebră expresia: dacă vrei pace, pregătește-te pentru război. Pentru că militarii sunt cei care își doresc pacea, tocmai pentru că ei știu mai bine ca oricine că războiul este cât se poate de scump și se plătește cu distrugere de orașe, de țări și mai ales cu pierdere vieții omenești. Iată de ce avem datoria să modernizăm
să dezvoltăm și să dotăm armata României. Trebuie să ne asigurăm că militarii noștri au toate condițiile de pregătire, astfel încât să fie, în caz de nevoie, forța sigură de apărare a țării. Sunt sigur că vom reuși și în continuare așa ceva, mai ales că la conducerea Ministerului Apărării Naționale este un focșănean, prietenul și colegul nostru, Angel Tâlvăr, pe care îl salut și îl felicit pentru tot ceea ce face pentru România și pentru fiecare dintre noi. În aceste momente de sărbătoare, adresez sincere felicitări întregului personal civil și militar din cadrul garnizoanei Focșani, precum și cadrelor militare în rezervă, dar și tuturor veteranilor de război. Seniori pe care primăria municipiului Focșani trebuie să-i onoreze și de fiecare dată trebuie să aibă grijă prin politici sociale de aceste persoane. Astăzi voi avea onoarea să-i mânez o plachetă de onoare domnului locotenent în retragere Ștefan Mohorea, veteran al celui de-al doilea război mondial și cetățean al municipiului Focșani. Domnul Mohorea a atins în februarie borna de un secol de viață și am fost la dumnealui să-l premiez pentru longevitate, așa cum sunt premiați toți seniorii focșăneni de peste 90 de ani. Dumneavoastră, militarilor români, vă urez multă sănătate, realizări și succes în misiunea de apărare a țării. Ca primar al municipiului Focșani, dar mai ales ca român, voi continua să susțin și să promovez tot ceea ce aduce recunoaștere, respect armatei și militarilor români. Și pentru că mâine este 26 octombrie și îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic Dimitrie Izvotorul de Mir, protector al armatelor în credința ortodoxă, ca și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, le urez multă sănătate și fericire tuturor celor care își vor serba ziua onomastică. Totodată astăzi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-i urez la mulți ani și multă sănătate și fericire și domnului președinte al Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și îi mulțumesc foarte mult pentru întreaga sa colaborare. Iar dumneavoastră, dragi militari și familiilor dumneavoastră, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și să dea Dumnezeu să avem parte doar de pace. La mulți ani, Armatei Române, la mulți ani, România! Mulțumesc!
garnizoanei Focșani. Stimați invitați, are loc constituirea dispozitivului de defilare. Detașament drept pentru constituirea dispozitivului de defilare. Detașament la drept. Da! Detașament înainte! Marș! Garnizoanei Focșani, condusă de capitan Bogdan Ioan Ciuraru, vă prezintă onorul. Thank you.
depune coroană de flori din partea Partidului Național Liberal, filiala Vrancea. În continuare, vă invităm să vizionați expoziția de armament și uniforme militare românești organizată de Muzeul Vrancei în incinta Mausoleului Eroilor Focșani. La ora 17 vă invităm în Piața Unirii la concertul susținut de muzica militară a garnizoanei Focșani în colaborare cu instituțiile de cultură din municipiul Focșani. La ora 19 va avea loc retragerea cu torția militarilor din cadrul brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor și brigăzii 8 rachete operativ-tactice Alexandru Ioan Cuza pe traseul Piața Unirii, Bulevardul Unirii, Bulevardul București, cazărmile celor două mari unități. Vă mulțumim pentru participare!